Deodată a fost plănuit un scaun și apoi două scaune și la urmă zic, facem trei scaune. Toți avem câte un scaun aici. Și un lucru bun, parcă îmi pare că am făcut pentru bătrânel 13 și la magazin vine cu sumca să oprește, să odihnește copiii la școală din duminică. Aici vorbesc chiar și tineri de ăștia la întâlnire vin aici, stau și se întâlnesc. Ideea sfătuindu-se cu fostul ambasador din Republica Moldova în Estonia, domnul Victor Guzun. El ne-a implicat, cum spunem, păi dacă voi povestiți că așa peisaj frumos aveți acolo, faceți ca așa și așa. Și noi, într-adevăr, el ne-a spus, faceți un scaun, faceți așa. Zic, băi, noi avem trei copii, noi, cheltuielile noastre, treaba noastră și facem. Facem trei scaune. Și nu că se numește scaunul lui Dumitru Bulai, dar este scaunul satului Cernuș. În rând de sunt copilașii ăștia de la școală, poate nu știu, trecut deja sau poate ori veni, dar știți, vin pe la magazinul ăsta aici, ia să duc eu niște înghețate și se grămândesc tete așa. În a doilea rând trec, ia ca mașini de astea cu diferite încărcături, se opresc șoferii, și vin aici iar să odihnesc, mai mănânc și ei și mai pot sau beau o sticlă de apă, acolo e că este urnă și rămășiți acolo e. Luna mai, aici stau la rând, filmează miri, mireze, cornicei, nănaș, cu prosoape, cu muzică. Pur și simplu ne este interesant și nu numai din raionul Florești, dar vin din diferite raioane. Da, pașii Sângerie, în partea asta. Sângerieu, Caminca, din Soroca, Floreștiul e aproape de singur.